Discutăm cu liderul Forței Civice, Mihai Răzvan Ungureanu, cap de listă la europarlamentare, dar vom discuta mai puțin despre asta și mai mult despre, să zicem, subiectele la zi. V-ați întâlnit marți cu asistentul adjunct al secretarului de stat pentru Europa și Asia, Hoyt Yi, împreună cu alți lideri politici la sediul ambasadei Statelor Unite la București. Care a fost scopul, mesajul principal al acestei întâlniri, pe care l-ați perceput dumneavoastră ca fiind important? Da, subiectele în mare au fost două. Parteneriatul strategic România-Statele Unite, conținutul său, posibilitățile de dezvoltare. Ce înseamnă mai concret posibilitățile de dezvoltare? Ajung imediat și spun. Și al doilea subiect, ce se poate face în plus pentru ca Statele Unite și România să valorifice la maxim și statutul de parteneriat și alianța nord-atlantică, faptul că sunt amândouă state membre ale Alianței Nord-Atlantice în contextul agitat regional. Răspunsurile au venit de la fiecare pe rând dintre cei prezenți, pentru că au fost prezente partidele cu reprezentare parlamentară în primul rând. PSD, PC, UNPR din partea puterii, PDL, PNL, Forța Civică, PMP din opoziție. Și fiecare a dat răspunsul. A fost suficient de mult timp pentru a-și exprima cu toții poziția. În primul rând, visa waiver. Toată lumea a vorbit despre ridicarea vizelor, fie pornind de la motivul nediscriminării între cetățenii europeni, fie pornind de la motivul relației privilegiate dintre România și Statele Unite. Și aici s-a angajat vreo promisiune sau un calendar? Răspunsul Departamentului de Stat era previzibil. Regulile care au fost îndulcite pentru obținerea de viză pot fi schimbate în continuare, dar numai printr-un lobby suficient de puternic la nivelul Congresului, la nivelul legislativului american. Altfel spus, faceți cumva să fiți mult mai prezenți cu doleanțele voastre și cu argumentele voastre între senatorii și reprezentanții legislativului american. A doua chestiune a fost legată de educația democratică și a fost menționat faptul că institutele americane care desfășurau programe educaționale referitoare la conținutul democrației, al apărării statului de drept, la nevoia de domnie a legii, s-au retras din România în clipa în care România a devenit apropiată de Uniunea Europeană, cam în vremea acordului de asociere. Și a fost exprimată pe drept cuvânt doleanța ca aceste institute să revină și programele lor educaționale să înceapă din nou să funcționeze în România. De asemenea, au existat puncte de vedere referitoare la îmbunătățirea raporturilor economice între România și Statele Unite. Bună oară, între altele am spus că este nevoie de mesaje clare de stabilitate economică și de siguranță investițională care să pornească dinspre structurile executive ale statului american, certificând România ca insulă de securitate într-o zonă atât de agitată. Pentru că, altminteri, pe seama conflictului între Federația Rusă și Ucraina, investitorii părăsesc zona. Dar nu vin în România. De ce? Pentru că și România este asociată aceluiași vârtej, aceleiași nesiguranțe, fiind pur și simplu vecină cu Ucraina. Și efectul de răspândire a nesiguranței se face simțit și asupra statelor membre ale Alianței și ale Uniunii Europene din granița de est a celor două cluburi. Credeți că se manifestă deja în privința României? Fără discuție. Pe cifre date sau pe impresii? Nu, pe cifre date avem deja o volatilitate generată clar de conflict a monedei naționale în paritatea cu valutele puternice ale lumii. Fluxul investițional este dramatic scăzut, nu doar pe seama greșelilor administrative ale guvernării PSD, PC, UNPR, UDMR, ci și pe seama contextului regional. Participarea la sancțiuni, la regimul de sancțiuni,
pe seama faptului că suntem membre, România e membra Uniunii Europene. De asemenea, va pune sub semnul întrebării relațiile economice bilaterale ale României cu state aflate la Est, Federația Rusă sau state asociate politic Federației Ruse. Chestiunile acestea se văd cumva. Există și o parte bună, și anume creșterea atenției Statelor Unite față de climatul intern, economic, social, politic din România sau din Polonia. Dar trebuie să înțelegem și partea luminoasă și partea umbroasă. Asta în legătură a fost... cu partea luminoasă, oficialul american a transmis public următorul mesaj, pe care o să vă rog să ne ajutați să-l descifrăm un pic. Țările din Europa Centrală și de Est, inclusiv România, trebuie să fie capabile să reziste oligarhilor și firmelor care, în lipsa unor instituții puternice, pot cumpăra infrastructura vitală, presa sau politicieni pe care să-i folosească pentru a câștiga controlul asupra instituțiilor, asupra statului. Cine sunt, în opinia dumneavoastră, domnule Ungureanu, oligarhii cărora România trebuie să le reziste? Comentariul meu la acest citat este un alt citat, tot din înaltul oficial american, lucru pe care l-a spus ieri, la finalul întâlnirii, și nu era o chestiune de improvizație. Și a spus cam în felul următor. Dacă ați observat, Federația Rusă a intrat în Crimea și și-a judecat o parte a unui stat independent, fără să tragă vreun foc de armă, fără incidente care să ducă la vărsare de sânge. Acest lucru nu s-a întâmplat peste noapte. Planul e mai vechi și Federația Rusă a utilizat arma corupției pentru a achiziționa vector media și vector politici în cantitate mare, capabili să schimbe în doar câteva săptămâni cursul, făcând ca o provincie a Ucrainei să devină o provincie a Federației Ruse. Și a continuat. Acest lucru, acest pericol, pândește toate statele Europei centrale și răsăritene, inclusiv România. Adică, ce vrea să transmită în opinia dumneavoastră? Că există o vulnerabilitate strategică generată de răspândirea corupției în România la toate nivelurile de decizie. De la nivelurile cele mai înalte la nivelurile de decizie administrativă locale. Deci mai precis, că Rusia, oricând utilizând această vulnerabilitate, poate controla sau poate... Poate controla strategic decizii. Decizii. Și că pe seama acestei lăcomii nemăsurate, care caracterizează clasa politică actuală, România este într-o situație de vulnerabilitate. Atunci avem încă o cheie de citire a acțiunilor anticorupție desfășurate în aceste săptămâni, luni, în România, și anume închiderea vulnerabilităților care fac din România un stat controlabil oricând de către Rusia sau de altă putere care și-ar dori, și-ar propune acest lucru. Ceea ce face DNA-DICOT e corect, dar ceea ce face DNA-DICOT este să administreze, din păcate, pentru că nu au cum altfel, consecințele unui comportament. Iar acel comportament care înseamnă corupție, furt, nu este eradicat pe seama acțiunii judiciare. Nu poate fi eradicat decât pe seama unei schimbări profunde de structura clasei politice. DNA și DICOT și toate celelalte organisme care se interesează de corupție și de efectele legale ale corupției, repet, administrează efectele. Cauza însă se află profund în structura clasei politice actuale, care trebuie, fiind expirată, trebuie să-și încheie socotelile cu prezentul României. Discutăm și despre asta, dar înapoi la citat, cine sunt oligarhii cărora trebuie să le reziste România? Cu nume și prenume, că vorbim de țara. Cine sunt? Vorbim așa teoretic despre oligarhi. Cine sunt ăștia în România? Există deja un tipic, nici nu cred că mai e nevoie de nume aici, că lucrurile sunt clare. Ba da, există... noi avem nevoie de nume. Vreau există... să știu care e opinia dumneavoastră despre oligarhii din România care s-ar încadra în descrierea asta făcută de oficialul american. Există, după cum vedeți, o matrice de generare a oligarhilor și de întreținerea lor în relația cu puterea, care este replicată și în România, și în Bulgaria, și în Ungaria, și în toate statele noi membre ale Uniunii Europene și ale Alianței Nord-Atlantice. De unde se pornește? Afaceri cu statul, în mare majoritate, e primul pas. Nu pe seama unei performanțe economice sau pe seama competitivității, ci pe seama unor relații personale subterane,
care fac ca unii oameni să plece de la nimic și să devină peste noapte foarte bogați. Doi, pasul al doilea, cucerirea media. Ori construiești imperii mediatice care să aibă capacitatea de a influența decisiv opinia politică și de a manipula până la detaliu opinii individuale politice, construcția lor sau preluarea lor. Pasul 3 este preluarea puterii prin prezență politică în Parlament sau în cercurile strânse ale puterii executive. Și de aici, de la Dan Voiculescu până la Vântu, practic este exact aceeași matrice. Sebastian Ghiță e în matricea asta? Se înscrie? E o bună întrebare. Eu aștept să văd ce reacție are el în condițiile în care cineva i-ar spune acest lucru și cred că președintele statului a spus-o în câteva rânduri. Dumneavoastră credeți că Sebastian Ghiță, văd că există o ezitare în ce-l privește, dar nu. În timpul descrierii făcute de dumneavoastră, pare să se încadreze. Afaceri cu statul a făcut de mic, prieten la cataramă cu premierul acestei țări este, în Parlament a intrat, mogul media e, ce lipsește? Vedeți, fiecare asemenea model de evoluție devine din ce în ce mai performant pe măsură ce generațiile, pe măsură ce calitatea puterii la București se schimbă. Micii moguli de la începutul anilor 90 n-au reușit să ajungă în structurile executive superioare ale statului. Cei care au rezistat anilor 90 sau au crescut din anii 2000 încoace au ținte mult mai ridicate, capacitate politică și logistică mult mai mare. Vântul, știm acum din stenograme, din dosarele lui, vrea nici mai mult, nici mai puțin decât să pună viitorul președinte al României. Asta este una dintre țintele din ultimii ani. Voiculescu, la fel. La fel. La fel, da. El vrea să și dea jos și să pună, adică a și încercat de două ori să dea jos un președinte și să pună altul. Da. A Ghiță ce vrea? Da. Nu știu, mi-e greu să vă spun ce vrea domnul Ghiță, ori de asta nici nu mă refer la el, pentru că nu am în momentul de față o expunere clară a țintelor sale. I-am văzut ultimul interviu. Dar de aici încolo, până la el, noi vorbim despre oameni care au avut probleme majore și cu justiția, și în al doilea rând, în ciuda acestor probleme majore, s-au și implicat direct în acțiunea politică. Când vorbea despre infrastructura vitală a unei țări, la ce se referea mai concret oficialul american? Ce înseamnă această infrastructură vitală? În conceptul de infrastructură vitală intră foarte multe lucruri, dar mijloacele de comunicare sunt foarte prezente în interiorul acestui concept. Momentul în care ai acces la un mijloc de comunicare în masă, care este puternic, construit pe un anumit comportament, care nu se schimbă, și care devine precum un reflex de zi cu zi, da, acela devine infrastructură vitală. Dar, de exemplu, în infrastructura vitală intră rețelele de comunicații informatice, rețelele de comunicație infrastructurală, propriu-zisă, de la căile de transport până la căile de comunicație radio sau TV. Acestea sunt piese ale infrastructurii vitale pe care se sprijină statul. Dar tot acolo putem vorbi și despre marile regii autonome, despre întreprinderile sau despre agenții economici care au capital majoritar de stat și care stăpânesc zone precum producerea și distribuirea energiei. Nu vorbesc doar de energie electrică aici. Toate acestea fac parte din infrastructura vitală a statului. Momentul în care trece în mâinile factorului privat, în mod netransparent și pe seama creșterii greutății politice a puterii, în momentul acela, da, vorbim de o preluare ostilă a puterii în România. E o luptă puternică, o încleștare aproape între zonele captive din societate pe care câteva instituții încearcă să le curețe, să le elibereze de corupție, în primul rând. Cum ar putea România să reziste pe termen lung
să nu cadă înapoi în modelul de stat captiv din anii 90 și în consecință să cadă eventual în sfera de influența Rusiei sau altor țări, pentru că așa cum a stabilit un stat slab, e ușor de controlat decizia. Când România este, vedem, înconjurată de țări ca și luate, de Bulgaria, Ungaria, Serbia, state slave, Ucraina, nu mai vorbim, în plin conflict cu Rusia. Cum se poate salva România și mai ales pentru cât timp? România are un mare defect de construcție a clasei politice, și anume că partidul care a provenit majoritar din FSN, deci majoritar din vechiul Partid Comunist, este și partidul care are reflexul cel mai puternic al Partidului Stat. Acolo este, de fapt, problema cea mare. Situația PSD-ului și tentația sa genetică de a suprapune structurile statului cu structura sa politică. Acestei tentații nu i-a scăpat nici coaliția care a fost înaintea coaliției PSD-PNL la putere. Această tentație de a suprapolitiza instituțiile statului vine din aceeași dorință de a transforma, de a pune România sub puterea unui unic partid, care să-și permită apoi accesoriu să mai aibă câțiva sateliți pentru a da o aparență de democrație. Repet, e ceea ce se întâmplă cu partidele care vin din FSN. Partidele care au pornit în anii 90 având acest ADN în celula lor, au rămas așa și este motivul principal pentru care aceste partide mari, cu structuri bine amplasate în toate regiunile României, nu se pot transforma, n-au cum. Ele pornesc betonate din Partidul Comunist. Da, vedeți, câtă vreme educația democratică, ați vorbit la început despre ea, adusă în discuție, iată, inclusiv la discuția cu oficialul american prezent zilele astea la București, câtă vreme educația democratică e precară în România, cetățenii nu vor sancționa niciodată un partid care se comportă așa, etatist sau autoritar, sau încearcă să domine întreaga societate. Din potrivă, de 60 de ani au văzut asta. Li se pare un mod de viață. Așa funcționează, de fapt, lucrurile în România. Nu vor sancționa niciodată altceva. Există, și mai îngrijorător, românii, în proporții îngrijorătoare, votează oameni corupți. Există și un motiv de ordin pragmatic la nivel individual. Lăsând deoparte motivațiile psihologice de genul am crescut asistat, vreau să rămân asistat toată viața. Putem să revenim la subiectul acesta. Dar mai este ceva. Partidele mari constituite în anii 90 și care, repet, până acum au rămas netransformate în reflexele lor, neîmprospătate, nereformate, au devenit agenții de plasare a forței de muncă mediocre. Nu am succes în profesia mea, dar prin politică pot scurcircuita traseul profesional și ajunge la banul public fără merit. Și atunci, exact pe seama acestui reflex, agenție de plasare a forței de muncă neperformante, mediocre, în felul acesta se creează clientela politică. Clientela politică apoi cere loc de muncă în administrație. Și iată politizarea. Așa a ajuns România aproape un stat nefuncțional din punct de vedere administrativ, da, cu instituții care nu lucrează în interesul cetățenilor. Pare un clișeu și o banalitate ce spun acum, dar cred că e o realitate tot mai dură pentru țara asta, ci lucrează în interes propriu. Da, dar nu e doar vorba de asta. E mai mult de atât. Pentru că statul injectat cu produsul politicii mediocre devine un stat arogant și care se desprinde practic de cetățean, pentru că a generat mai curând vot negativ. Ăsta este motivul pentru care apare votul negativ la alegerile de orice tip, prezidențiale, parlamentare, locale. Este mai curând votul de sancționare al celor care se află la putere. Nu este locul votului constructiv, pentru că nimeni nu crede că acest cerc vicios la un moment dat se poate rupe. Înapoi la discuțiile cu oficialul american. Foarte interesantă declarația despre cum a procedat Rusia în raport cu Ucraina, da, cum a reușit să preia bucăți întregi din țara aia fără să tragă un foc de armă, și anume colonizând-o în timp
Asta înțeleg. Da, prin mecanisme de corupție, folosind eficace și cu multă răbdare, consecvent altfel spus, corupția. Adică plantând oameni în timp. Nu numai, cumpărând. Sau cumpărând oameni. Noi mai avem o problemă, pe lângă problema corupției, sau am putea avea o problemă și vă întreb dacă este, și anume, cetățenii moldoveni pot circula liberi în spațiu UE, asta e foarte bine că s-a întâmplat, dar România a acordat deja cetățenie română pentru câteva sute de mii, cât sunt. Nu, cred că sunt sub 100 de mii. Sub 100 de mii de cetățeni moldoveni, și vreau să vă întreb dacă... Vreau să credeți, domnule Ungureanu, că există pericolul ca Rusia să fie recrutat dintre ei în timp, la fel cum a făcut în Ucraina, să zicem, cetățeni moldoveni care s-au dus la muncă în Moscova, alte orașe din Rusia, și care astăzi sunt eventual și cetățeni români, recrutați între timp. Da, când vorbiți de recrutare... Recrutați ca agenți de influență ruși sau oameni care să lucreze la un moment dat pentru aparatul lui Putin. Recrutarea este o procedură tehnică. Eu aș spune că altceva s-a întâmplat. Este condiționarea cetățenilor de ceea ce poate cetățenii din Republica Moldova, sau unor cetățeni din Republica Moldova, de ceea ce poate oferi Federația Rusă. O condiționare care nu înseamnă recrutare. Este aproape ca un reflex pavlovian. Pentru că, altminte, nu-ți explici de ce 40% dintre cetățenii Republicii Moldova, care au drept de vot, sunt pregătiți să voteze Partidul Comunist. Înțelegând foarte bine că nu comunismul îi salvează pe ei. Asta e o himeră, e un nonsens. Dar îi salvează un partid care și-a pus haina Partidului Comunist, scrie pe el Partidul Comunist, dar de fapt este vechea structură a URSS-ului, vechea structură administrativă a URSS-ului. Reșapații, pensionarii, vechi structuri administrative a URSS-ului și care generează, au generat în timp acest mecanism de condiționare foarte eficace și insidios. Nu se vede la prima vedere, nu se vede imediat. E construit în timp. Acum, mulți au luat cetățenia română, trebuie să recunoaștem, nu neapărat din drag pentru România, ci ca o modalitate de a se salva personal. Din România poți să-ți cauți apoi un viitor confortabil în Statele Uniunii Europene. Eu însă privesc lucrurile și altfel. Republica Moldova se află în anul crucial al existenței sale în momentul acesta. Anul 2014 este an de alegeri parlamentare acolo. Este anul unei enorme fragilități interne pentru Republica Moldova, dar și regionale. Transnistria este un vulcan pe cale să erupă. Găgăuzia, care, sigur, la scara noastră s-ar putea să nu conteze mult, că e cam jumătate din Ferentari, este de asemenea o regiune dispusă să mizeze pe separatism, are episoade de activitate separatistă din anii 90 până acum. Mai mult, Republica Moldova se golește sistematic de forță de muncă tânără sau de vârstă medie. La fel ca România. Da, numai că în România este un proces, e adevărat, continuu, dar lent, chiar dacă îl observăm, în Republica Moldova este continuu și accentuat. Ceea ce face ca Republica Moldova să fie într-un pericol de natură demografică reală în momentul acesta. Populație fie foarte tânără, fie în ultimele decenii de viață și care nu mai generează interes investițional sau interes pentru creștere sau efect în creșterea economică. Ceea ce transformă Republica Moldova treptat într-un stat subiect al asistenței. Acum, dacă asistența vine din partea Uniunii Europene, atunci acest lucru trebuie să se întâmple foarte repede pentru a ține Republica Moldova cât mai aproape odată de România, pe seama numitorului comun național, dar și cât mai aproape de civilizația europeană. Dacă asistența vine mai repede din partea Federației Ruse, atunci se recompune granița URSS-ului pe Prut. Despre asta este vorba. De aici trebuie să mai constatăm însă un lucru. Politica noastră, chiar dacă principial corectă, dar ezitantă în aspectele practice ale relației bilaterale dintre București și Chișinău. Ce am făcut noi până acum? Repet, nu e o critică, e doar o notă pe care o fac, având experiența de ministru de externe în principal și de prim-ministru.
Am încheiat protocoale, am încheiat acorduri bilaterale, am încheiat o grămadă de instrumente de cooperare bilaterală între cele două state. Foarte bine, unele au putut fi puse în aplicare, altele nu. Există însă. Ceea ce am ratat însă în 25 de ani a fost să câștigăm, cu o expresie tradusă, mințile și sufletul cetățenilor moldoveni. Practic, România nu este prezentă pe o stradă nepietruită din Leușeni, deși am fi putut construi programe de ușurare a vieții, de construcția unui standard de viață mai bun pentru cetățeni, nu doar la nivelul înalt al raportului dintre demnitarii celor două state. Adică ce face UE pentru țările ei membre, exact, ar fi trebuit să facă România pentru, exact, Republica Moldova. Pentru Republica Moldova. Și atunci șansa apropierii Republicii Moldova, naturale, de România și de Uniunea Europeană, ar fi fost infinit mai mare. Noi am pierdut însă 25 de ani.